Cătălina are o imagine de Barbie și arată mereu de parcă ar fi scoasă din cutie. Totuși vrea să dovedească că este o fată descurcăreață și o gospodină bună. Cătălina Rusu ne-a demonstrat că la bucătărie se simte la fel de stăpână ca și în scenă. Pentru noi, frumoasa blondă a pregătit în premieră ravioli cu spanac. Ce gospodină, după câte vedeți, m-am echipat foarte bine. Și pentru că la cântat mă pricep la fel de bine, o să vă demonstrez că și în bucătărie sunt bună. Astăzi vom pregăti ravioli cu spanac. Pentru asta, la început avem nevoie ca să preparăm aluatul. Pentru asta avem nevoie de făină. Și pentru că tot ce este gustos se gătește doar cu preparate bune, aici avem făină italiană, care are un indice glicemic foarte redus. Cum s-ar zice, pregătim gustos, frumos și arătăm bine. Și pentru că suntem mulți și echipa Acasă TV Moldova este foarte mare, o să facem două porții. Pentru două porții avem nevoie de 200 de grame de făină. Exact 200 de grame de făină. La 200 de grame de făină adăugăm 2 ouă. După ce am adăugat ouăle, adăugăm puțină sare și uleiul de măsline. Iar acum începem să preparăm aluatul. Ca să se lipească aluatul, mai adăugăm puțină făină. Cu aluatul mă jucam de mic, când o ajutam pe mămica, să-i zic eu, să pregătească plăcințele sau tăiței sau, știu eu, alte bucate din aluat. Însă, cu anii, deja Cătălina și-a găsit o profesie care nu are nimic comun cu aluatul. Mă doare mâina. Cred că o prind la mușchi. Se vede? Avem aici foarte frumos, asupra căruia am muncit foarte mult și intens. Acum, ca să aluatul să se întindă mai bine, lăsăm pe 15-20 de minute să se odihnească. Pentru asta îl și învelim. Și între timp, cât se odihnește aluatul nostru și prinde la puteri, eu zic să-i interpretez ceva de dragoste, ca să fie mai cu spor și mai gustos. You're the best, you still am a shining star. Every night I'll whisper my name, his love. I'll be there for you forever, wherever you are. Am pus 200 de grame de făină pentru două porții. Evident, am împărțit aluatul în două bucăți. Egale. Alt pas distractiv al preparării raviolilor este întinderea aluatului. Desigur, pentru a întinde aluatul avem nevoie de foarte multe forțe. Cred că avem nevoie de o altă porție de ravioli înainte de asta. Și o, știu eu, o stare fizică foarte sănătoasă. Nu mai pot, că am obosit. Și eu cred că să întind aluatul trebuie să te bărbații cu multe putere, cu mâini puternice. Pentru că o domniță viravă, cred că nu reușești să o întind atât de bine. În sfârșit am întins și aluatul. Și pentru că m-am străduit atât de mult și surprizele urmează, vreau să vă anunț că asta este prima bucată de aluat și mai avem încă una. Iar acum măsurăm aluatul pentru forme. După
câte ați observat, am început să adaug spanacul. Nu adăugăm ca să nu iasă spanacul. Acum am stricat un ou, ca să trebuie să-l mestecăm bine. După care, cu această periuță fermecată, vom unge bine marginile. Cred că din câte v-ați dat seama, Cătălina Rusu gătește foarte rar, aproape deloc. Nu de asta că nu-mi place, dar îmi place foarte mult să gătesc, doar că nu reușesc că mereu să fiu un... Nu am timpul necesar care să-mi permită să mă aflu la bucătărie atât timp cât mi-aș dori eu, în afară de faptul doar mă alimentez și fug mai departe. Meseria artistului, da? Tăiam. Dacă țineți minte, în școală, la grădiniță, tăiam hârtia colorată, formele, și tot începeam de la mărgini. În acest caz, tot începem tăietul mărginilor. Așa arată prima noastră porție de raviole. Dar nu uităm că mai avem încă una de făcut. Sunteți gata? Aici avem două porții de raviole pentru doi pofticioși. Iar acum este timpul să meargă în cratița fermecată pentru fiert. După câteva ore petrecute în bucătărie, Cătălina se poate lăuda cu rezultatul muncii sale, iar pentru a primi o notă pentru deliciile pregătite, artista a servit câțiva clienți din restaurantul în care a avut loc aventura culinară. Astăzi, raviolele mele. Acum mergem să vedem ce notă primesc eu astăzi pentru aceste minunate raviole. Astăzi vreau să-mi apreciați calitățile mele de bucătar și în special pentru prima dată în viața mea am pregătit raviole. Vreau să gustați și să-mi spuneți prin ce notă am gătit eu astăzi. Vreau să ne spuneți ce notă îi dați Cătălinii și cum vi s-au părut. Raviole sunt foarte gustoase, extraordinar de gustoase. Raviole cu spanac și sos este delicios tare. Cred că un 10 cu plus. Eu cred că s-a descurcat foarte bine. Am mai gustat ravioli de specialitatea casei. Nu se deosebesc cu nimic. Este mai mult suflet de pus, cred că e mult foarte gustos. Bravo! Nota 10, puternică nota de 10, da. De a-ți ști cum miroase aceste ravioli, însă, din păcate, aceste raviole merge astăzi pentru echipa Casa TV și poate pentru voi, dragi telespectatori. Astăzi eu o să beau limonadă.